Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cald, ne mai răcorim și noi cu piesele astea. Da, mișto playlist-ul de azi. Da, apropo de căldură, mă uit pe prognoza pentru ziua de azi, 36 de grade, dar cred că 36 de grade o să fie așa undeva în partea asta de nord, unde mai este ceva vegetație, în rest o să fie nenorocire. Eu am de făcut astăzi un drum până la Brașov, pe DN1 evident, și n-am încotro, trebuie să mă duc mașina, m-am gândit să mă duc cu trenul, dar n-am cum, am de făcut niște lucruri și trebuie să mă duc cu mașina, o să mă blochez. O să, dacă vreți, vă fac corespondențe timp de o oră jumate, cât o să stau blocat la Comarnic, Buștenia, Zuga, toate alea, nu? Bine, ce am văzut aseară la știri, tragedie, nu vreau să mai spun ce am văzut. Nici nu. Mergi și vezi. Plus că nu știu oricum niciodată, adică nu poți conta pe vreo statistică în traficul de la noi. Băi, aici cred că poți să contezi. Deci pe blocajul de trafic din Comarnic, ăla este mai sigur ca moartea, că în România nu poți să spui mai sigur ca taxele. În România taxele nu sunt sigure decât pentru unii, da. Și o să fie nasol, o să stau în soare, la cât o să fie acolo, cât o să fie oare la nivelul șoselei ca temperatură, mă gândesc. Adică dacă sunt 36 de grade în timpul zilei măsurat în stațiile meteo, alea care sunt, știi, în cutiuțe, da, de lemn, ventilate. Asfaltul cred că se duce pe la 50. Caută și tu, vezi la cât se topește asfaltul. Da, cât se topește asfaltul și o să simt la un dat că merge mașina mai... Da. O să consumăm benzină. De, băi, zic cum... Toată compasiunea pentru șoferii de mașini electrice în perioada asta cu caniculă. Și când e ger, că acolo costă mult. Știi, mașinile cu motor termic au măcar avantajul iarna, că nu costă nimic căldura din outro. Adică costă că oricum consumi. Da. Și vine căldura de la motor. La mașinile electrice trebuie să pornești aerotermă. Vara, și alea pe benzină, și alea pe electrice consumă, că trebuie să răcească. Dar mie că la electrice vezi cum scade autonomia văzând cu ochii. Te uiți pe cesulețul ăla de la mașina electrică și vezi cum scade autonomia. Avantajul e că nu auzi când se oprește. Dacă se oprește. Mașina sau... Mașina. Mașina. Da, mașina. Când se termină când bateria. Când se termină bateria și se oprește, nu auzi. Da, chiar. Am și eu o întrebare. Pentru proprietarii de mașini electrice, dă bateria vreun bip când se apropie de 10%? Adică se întâmplă ceva? Îți dă ca la telefon? Că la da, telefon mă, poți vine să și te bate pe umăr. 100%. Nu, serios, nu știu. Dacă se întâmplă 100%. Asta. 100%. Se aprinde martorul în bord. Nu martorul, că asta se aprinde și la orice mașină se aprinde. Dacă faci un semnal, să facă bing sau bing, ceva, să-ți dea un mesaj. Nu știu, dacă ești cu nevasta, ai semnal că ce. Costele! Dar în afara faptului că scade consumul, când pornești aerul condiționat, are și efect de frână ca la Tico? Adică dacă pornești aerul la electric, în mers să... Nu, asta cu siguranță nu. Nu, motorul electric are altă dinamică. Aha. Da, la Tico aveai și la Tico și la Cielo. Adică, pe verificat. Cielo n-am avut, eu am avut Tico. Le spun eu, la Cielo era motorul, era butonul de turbo. Adică mergeai... Adică opreai aerul. Da, și când voiai să depășești, opreai aerul și... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.